sunt restricții de circulație pe podul care trece peste Cibin de la ieșirea din Sibiu spre Acnita, de pe strada Ștefan cel Mare. Restricțiile sunt pentru că se fac lucrări în zonă. Muncitorii fac lucrări de reparații la rosturi. Statisticile arată că la acest moment în spitalele din județul Sibiu, dintre cei internați cu COVID-19, 81% sunt persoane nevaccinate. Asta înseamnă că un procent de 19% dintre cei care au ajuns la spital au primit unul dintre cele 3 vaccinuri anti-COVID. Mult mai mulți dintre cei vaccinați, dar infectați, au forme ușoare și se tratează la domiciliu, spun medicii. Vineri are loc proba scrisă a examenului pentru directorii de școli. La nivelul județului Sibiu s-au înscris 189 de candidați care își doresc un post de conducere la una dintre instituțiile de învățământ public din județ. Școli, grădinițe, cluburi sportive sau la Palatul Copiilor. Dintre aceștia, 5 nu se vor putea prezenta la examen pentru că se află în izolare, infectați fiind cu COVID-19. Pentru aceste situații, Ministerul Educației a anunțat că se va organiza o sesiune de examen specială. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. We'll be right back.